Ce ai făcut tu duminică seara? Bună întrebare! M-am uitat la Casa Iubirii pentru că a fost gala eliminatorie! Bun. Da, și pentru că de sâmbătă m-a pregătit gala asta eliminatorie, având în vedere că Robi a fost unul dintre nominalizați, și am stat acolo cu sufletul la gură. Iese? Nu iese. Iese? Nu te mai întreb, nu iese. Ce ai fi vrut să se întâmple, pentru că știu ce s-a întâmplat. Da. În realitate s-a întâmplat altă treabă. Într-adevăr, au fost niște tensiuni, că na, eliminare, n-ai cum să o dai după vișin. Că unul iese, unul nu. Dar în adâncul sufletului tău ți-ar fi plăcut să îi aplici cuiva o lecție? Eu? Dacă ai fi putut. Doamne, nu, de mult nu mai aplic lecții. Ce, să le aplice Dumnezeu? Ce treabă am eu? Cine sunt eu? Veșnicul judecător? Nu, 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 exclus. Dar, mi s-au părut foarte interesante nominalizările și mi s-a părut foarte interesant că două dintre concurente s-au abținut în a-l vota pe Robi, ceea ce era și normal. Având în vedere politicile de, de alianțe de acolo. Despre Virginia și de Julia. În rest, da, până la urmă și nominalizarea lui Patrick a fost, că de aici, practic, zic eu că au început. Păi dacă Patrick era favoritul publicului, corect? Da. Și avea voie să facă și el o nominalizare. Da. Și-a nominalizat-o pe... Bianca. Bianca. Pardon, pe Roberta. Asta zic. Pe Roberta. Da, pe Bianca. Pentru că avusese niște clinciuri cu ea. Mm-hmm. Dar eu nu știu dacă el a sperat vreo clipă chiar reușește să o scoată pe Roberta. Să vezi de ce. Ții minte când ți-am arătat astăzi că după ce a făcut nominalizarea și lucrurile erau destul de clare, Patrick a făcut un gest scurt cu capul. Adică nu. Dar n-a zis nu. Doar atât. Mie atâta mi-a trebuit. Și ți-ai dat seama? Presupun că mi-am dat seama. Da. Nu știu că, îți dai seama, e greu. Strategii sunt, le vedem cu toții, au recunoscut și ei că le au. Și e clar că până la un moment dat când ai asul ăsta în mânecă, deci trebuie să-l folosești. Exact. Că a ales să-l folosească în felul acesta, foarte bine, bravo lui. Ce a iscat după aceea, vorbim imediat, dar deocamdată haideți să vedem exact ce s-a întâmplat în gala eliminatorie de duminică în Casa Iubirii. Această gală este o gală cu eliminare. Bianca, 4 voturi spre eliminare. Ești prima nominalizare spre eliminare în această gală. Robi, spre eliminare, ești cea de-a doua nominalizare. Patrick, votul tău de favorit al telespectatorilor din această săptămână merge către... Votul meu în această seară merge către Roberta. Cel care părăsește Casa Iubirii în această seară este... Bianca. Robi, poți merge la loc. Ai văzut? Am văzut. Adică s-a jucat cu mantă. Da. Într-un fel, pac, pac, unde dai și unde... Și unde crapă. Crapă. Eu cred că și aceste nominalizări sunt tot pentru a îți stabili cumva poziția față de celălalt om, față de cealaltă persoană, știi? M-ai deranjat, am avut niște discuții în contradictoriu, nu mi-a plăcut ce ai spus, eu am acest as în mânecă, îl folosesc împotriva ta. Ce iese de acolo? Vă dați seama că discuțiile au continuat. Bulgărele se rostogolește. Exact, exact, exact. La un moment dat, Robi, dacă nu mă înșel, i-a adresat Roberte un cuvânt care ei s-a părut nepotrivit. Uh-huh. I-a zis că e accesibilă. Uh-huh. De ce? Pentru că fata noastră mai râde cu unul, mai glumește cu altul, mai net în semne clare că s-ar duce într-o anumită direcție clară. Și Robi a dat bomba ca să-mi taie mie trompa. Că doar știi foarte bine sketch-ul despre care vorbesc. Ai adăugiri? Aș avea niște adăugiri. Nu e frumos să spui asta. Chiar dacă o gândești, chiar dacă o simți, într-adevăr, e o afirmație urâtă care poate să rănească, poate să jignească. Dacă mă întrebi, în momentele respective, Roberta era proaspăt intrată în Casa Iubirii, încerca să fie sociabilă și drăguță cu toți băieții, glumea cu toți. E clar că ea nu a declarat că a venit pentru un băiat anume în Casa Iubirii și că vrea să cunoască. Pe de altă cum parte... cunoști? Glumind, schimbând tot felul de păreri, tot felul de idei și așa da, mai departe. Da, pe tine nu te-am văzut făcând asta. De ce?
acum suntem diferiți. Ai dreptate. Dar dacă te uiți la Roberta țintit, îți vei da seama că nici ea nu e tocmai ușă de biserică, așa cum niciunul dintre noi nu prea suntem. Mai zice și ea un bâști. Corect. Mai zice și ea cât un... Dar fix și ai zis, nimeni nu e ușă de biserică, nimeni nu e perfect în lumea asta, nimeni nu e fără greșeală. De ce trebuie noi să băgăm degetul în ochi și pentru să arătăm? Pentru că așa e formatul și pentru că vrem să vedem mai multe lucruri care se întâmplă. Și Patrick pe de-o parte, Robi pe partea elaltă, Roberta, nu sunt în cele mai grozave relații. Așa e. Și noi de învățat, noi de aici avem de învățat cum să ne ținem cai în hățuri. Adică să ne stăpânim, asta vreau să zic. Pe parcursul galei m-am schimbat, în urma discuției pe care noi de-am purtat-o. Nu cred. Ba, să crezi. Nu mai cred în cuvintele tale. Încearcă să fii mai sincer cu tine. Și tu, Robi, la fel. În momentul în care am intrat aici, nu am văzut pe nimeni serios și efectiv nu m-a interesat să demonstrez ceva cuiva. Aparențele înșeală, dacă am fost mai jucăușă sau mai drăguță sau am vorbit cu voi și am glumit, nu înseamnă că sunt așa cum credeți voi. Vreau să spun că tu le oferi mai multor bărbați impresia că pot să te aibă, nu că te vor avea real. Dar tu auzi acum ce spui? Dacă asta este părerea ta, chiar nu mă interesează, nu o să schimb nimănui părerea. Oricum ce ai zis. E foarte urât oricum în continuare. Acest cuvânt pentru mine mi se pare destul de... accesibilă? Da. Roberta, Roberta, a zis că chiar dacă nu vrei să faci treaba asta, dai de înțeles mai multor bărbați că pot să te aibă. Exact. Nu cred. Chiar dacă nu, nu faci asta, chiar dacă tu nu tinzi să nu faci asta. Nu ți-a zis asta. Nimic de rău. Nu ești pe genul meu și gata, e bine? Sebastian. Felul tău de a fi nu este pe genul meu. Nici genul tău de a fi nu este pe genul meu. Nici genul lui Robin ceva cu Roberta și reluăm, da? Problema e că noi înainte de treaba asta am discutat și am zis, rămâne prieteni. Doamna Roberta, lasă-mă că vorbesc cu Patrick acum, te rog frumos. Dar nu te mai bagi peste noi, Sebastian. Ia asta o să, de fapt, un bărbat matur și cu capul pe umeri n-ar spune asta niciodată, dar mă rog. Mie mai pleacă capul de pe umeri un om. Am văzut, să ai niște. Și la tine, rău. Da, mulțumesc. Noroc că mai te mai redresăm, poate. Ce și tu crezi? Pe mine. Nu o să mă mai intereseze dacă vreau râd cu cine vreau și... Foarte bine, eu sunt convins că tu în momentul în care... Eu ce sunt mișto! Eu am fost doar neinteresat, atât. Bine, Patricuț! Nu mai zic Patricuț, că după poate îl deranjează pe Sebastian. Termenul de accesibil este unul foarte, foarte, foarte urât. Poți să nu mai repeți dacă tot este foarte, foarte urât? Îl reprezintă pe el vocabularul acesta. Am spus că este foarte urât. Ce am spus atât de greșit? Bine, nu mai zice cuvântul. Dar faptul că... i-ai dat voie unui bărbat să te sărute în condițiile în care nu-l cunoști atât de bine și uite nu că m-a sărutat, apar situații între și nu mi-a aruncat așa, te rog frumos. Apar bla, 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 bla. Te doare, știu. De-aia n-am vrut să intru într-o cunoaștere cu tine. Bla, 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 uite, îți dau și ție un pupic. Prinde-l. Cui dai? Ție. Păi și Sebastian unde-i? În baie, asta. El prinde. În baie, stai așa. Da. Eu mă simt în păcat că mi-a cerut. Te pregătești. Și că am folosit niște cuvinte, nu știu. Puțin răutăcioasă. Care te reprezintă și pe tine și pe Patrick, falșilor. Nu mă mai provoca. Mașinițele. Dar nu te provoacă nimeni, mie îmi place battle-ul ăsta ce l-am cu tine. Hai, băști. Uite, vezi? Asta e educația ta. Ce? Bâștiul ăsta de final ăsta... ți-am zis nu, de el. De mai devreme m-am activat un pic. Ia, ia, ia. Deci eu nu mă înțeleg. Dacă știe cineva, uite, să ne spună, să ne trimită și nouă mesaje. La 0740 988088. Asta e o discuție pe larg. Da, da. Ce-și doresc bărbați? Asta zic și eu. Deci, dacă ești drăguță, dacă socializezi, dacă așa, pentru că, repet, nu ai o relație, nu te-ai arătat interesată neapărat de un băiat. Asta vorbim de trecut. Da. Nu din momentul în care Roberta a zis că vrea să aibă o relație de cunoaștere cu Sebastian. Deci de dinainte, da? Nu e bine. Ești disponibilă, te arăți disponibilă, ești ușor de... mă rog, accesibilă, scuze. Da? Dacă stai în băncuța ta, stai liniștită... Crispă. Exact. Stai, analizezi, te uiți, te alea,
Ești închisă. Ești închisă, ești tăcută, cine știe ce gândești. Poate, mă rog, nu ești extraordinar de deschisă din punct de vedere și atunci nu ai cum și ce să zici să intri în conversații. Deci ce-și doresc bărbații? Cum o dai? Ca, Doamne, iartă-mă, iese. Nu pică bine. Și cred în continuare la senectute că bărbații își doresc lucruri diferite. Nu toți sunt în căutare. Eu cred că unul vrea o figură maternă, pentru că poate n-a fost foarte atașat de mama lui când era mic. Altul vrea, dimpotrivă, o femeie pe care s-o poată struni cu ușurință. Adică nici noi nu știm cum s-o dăm. Okay. Ei spun că nu înțeleg femeile. Nici noi nu înțelegem bărbații. Pe cu toate că ei sunt mai ușor de înțeles. Yeah. Sau cel puțin așa spun specialiștii. Că la bărbați ce e în gușă și în căpușă, corect? Așa e? Noi, femeile, suntem cu un creier super analitic, încercăm să despicăm firul în șapte, dacă am văzut o chestie pe Instagram foarte drăguță. Eu cred că i-a plăcut foarte mult mesajul de la mine, că de 4 zile îl tot citește, dar nu mai zice nimic. Știi, pe principiu? Și atunci stau să mă gândesc, ce vor de fapt băieții de la Roberta? Ori i-au prins punctul slab și au văzut că se... Da, cred că o hârie, pur și simplu. Se atacă un pic, se așa, și atunci le place genul ăsta de... Hai să-l numim discuție în contradictoriu, nu altfel. Exact, pe Patrick a zis-o cu subiect și predicat. Da, da. Dar în egală măsură sunt totuși lucruri pe care, într-adevăr, sunt de acord cu Roberta aici. Un bărbat nu trebuie să le spună. Adică dacă nu-ți face plăcere, atitudinea mea, prezența mea, fața mea, habar n-am... Las-o așa, îndepărtează-te, întoarce spatele, nu mă jigni. Că mi s-a părut un pic a fost o jignire acolo la adresa ei. Chiar având în vedere ce ai zis tu, că Roberta n-a fost ușa de biserică. Ok, n-a fost, dar nu mă jigni. Știi? Da, da, da. E adevărat. Și mă rog, nu suntem noi în locul lor, ca să știm clar, noi clar. Cât de rău erau cu capsa pusă. Oricum, ai văzut, Patrick, îi place să... Îi place. Asta zic. Cred că i-a prins punctul slab, a apăsat-o pe buton, cum apeși tu pe mine pe butoane. Dar altceva mi s-a părut mie interesantă. Atitudinea lui Sebastian. Deci el extrem de acid și arogant la adresa Robertei. Mie mi s-a părut defensiv. Cu niște înțepături. Eu eram în baie, nu eram aici. Nu, a fost așa. A fost și unde e Sebi în toată așa? Sebi e la baie. Gen, se simte că e și el rănit la rândul lui, știi? Asta, de fapt, îmi atrage mie atenția și asta vreau să urmăresc în continuare, să fiu cu ochii cât cepele să văd ce urmează să se întâmple. Îți pui banii pe Sebastian? Adică, no. O cucerește? N-ai de să știi. No. Nu pun banii în general, practic. Da, oarecum am înțeles.